Bine ai venit la ziua 8. În această săptămână vei învăța cum să atragi abundența folosind cele 7 legi spirituale ale succesului. Azi prezentăm prima lege. Legea potențialului pur. În starea noastră esențială suntem conștiință pură. Când îți descoperi propria ființă și știi cine ești cu adevărat, experimentezi viața pe deplin. În această stare, ești ancorat în puterea nelimitată a Eului. Această putere atrage oameni, evenimente sau circumstanțe către tine. Astfel primești suport pentru cele mai adânci dorință. În activitatea zilnică auzim gânduri sau opinii despre realitatea absolută. Însă aceste păreri nu reflectă esența noastră divină. Poate auzim că locurile de muncă bune sunt puține. Sau că starea financiară la nivel global este una slabă. Ori că resursele globului sunt terminate. E important să știm că astfel de gânduri nu sunt adevăruri universale. În schimb, ele reprezintă subconștientul colectiv, care proiectează sărăcia și competiția. Cu așa multă negativitate în jur, probabil te întrebi oare cum ne descoperim adevăratul sens. Folosindu-ne de puterea tăcerii, reușim să ne întoarcem atenția pe interior și să îmbrățișăm adevărul absolut. Fiind aliniați cu Euul superior, lăsăm deoparte discuțiile fără sens și accesăm o putere nemărginită. În tăcere, experimentăm esența interioară care ne ajută să manifestăm dorințele inimii. Petrecând timp zilnic în natură și observând echilibrul ei, ne permite astfel să ne conectăm cu Euul superior. O altă metodă de a obține calmul interior este să ne eliberăm de judecată. Atunci când judecăm oameni sau evenimente, ne scade vibrația. Pentru a pune în practică legea potențialului pur, petrece timp în natură. Eliberează-te de obiceiul judecării. Spune-ți că de azi nu vei mai judeca și adu-ți aminte de acest angajament. Ne pregătim pentru meditație. Astfel, lăsăm noua informație să se așeze în subconștient. Cu ajutorul legii potențialului pur, pot crea orice, oricând, oriunde. Cu ajutorul legii potențialului pur, pot crea orice, oricând, oriunde. Cu ajutorul legii potențialului pur, pot crea orice, oricând, oriunde. Te invit să stai într-o poziție comodă, spatele drept, închide ochii. În acest moment, întoarce atenția pe interior. În acel loc unde ai parte de liniște și conexiune cu Euul superior. Lasă-ți toate gândurile să treacă și observă fluxul de aer pe care îl inspiri și îl expiri.
cu fiecare respirație, dă-ți voie să fii mai calm, mai relaxat, mai împăcat. Acum, introduc mantra mental și las-o să iasă din tine cu ușurință. Om Bhavam Nama. Om Bhavam Nama. Om Bhavam Nama. Eu sunt existența absolută. Om Bhavam Nama. Când simți că atenția se duce pe senzații din corp, zgomote sau gânduri, întoarceți atenția ușor către mantra. Om Bhavam Nama. Te rog, continuă cu meditația. O să auzi un clopoțel care îți indică că e momentul să renunți la mantra. Om Bhavam Nama. Om Bhavam Nama. Om Bhavam Nama.
E timpul să renunți la mantra. Te rog să aduci atenția în corp. Ia-ți un moment. Inspiră și expiră adânc. Când te simți pregătit, deschide încet ochii. Cum continui ziua, poartă în inimă aceste gânduri despre abundență nelimitată. Reține gândul zilei. Cu ajutorul legii potențialului pur, pot crea orice, oricând, oriunde. Cu ajutorul legii potențialului pur, pot crea orice, oricând, oriunde. Cu ajutorul legii potențialului pur, pot crea orice, oricând, oriunde. Namaste. Te iubesc.